Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și zătători de viață, vino și se zășmește într noi și ne curățește pe noi de toate întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine de mântințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de ceruri grea. Și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea după mucioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul meu să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacă. Mâgnit e Duhul în mine și inima mea încremenit în aucul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetată la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tința-mi către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a zlăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce coboară în mormânt. O să aud dimineață mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine aleg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta, scoate din casă, Fărul meu, fă bunătate, desperpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru! Slavă Ție! Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-o numele Domnului.
voință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic de oameni. Este obiceiul la creștini, sau mai bine zis, este scopul creștinului ca întotdeauna să privească spre Dumnezeu. Noi așteptăm să vină Dumnezeu pe pământ din nou și de aceea ne și rugăm cu fața către răsărit, pentru că de acolo va veni Domnul Hristos. Până însă Dumnezeu va veni pe pământ cu slavă, așa cum spune El, ne-a lăsat spre aducerea aminte și spre întărire darul pe care noi să le folosim pentru a ne ridica de la cele pământești către cele cerești. Nu știu dacă ați observat, dar atunci când intrăm într-o biserică, urcăm întotdeauna niște trepte. Rațiunea pentru care se urcă atunci când se intră într-o biserică este aceasta, a îndepărtării noastre de cele ale pământului și a suirii cu trupul și cu mintea la cele cerești. Unul dintre darurile acestea minunate pe care Dumnezeu le-a lăsat pe pământ este slujba aghesmei. O slujba nu foarte obositoare pentru trupul nostru, pentru că este o slujbă relativ scurtă, dar este cuprinzătoare și este o slujbă cu un caracter anamnetic, adică ne aduce aminte de ceva. Pe lângă invocarea Duhului Sfânt, care coboară asupra apei și asupra casei sau locului unde se face aghiasmă, și Duhul Sfânt când coboară aduce pace, liniște, bună înțelegere, aghiasma aceasta, prin firea ei, ne amintește de starea naturii, așa cum a creat-o Dumnezeu. Mulțumesc Dumnezeu, în primul rând, pentru că ne-a ajutat. Să știți că foarte greu am ajuns să facem slujba aceasta. Ne-o doream din tot sufletul cu toții. Și încă o dată mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici, că suntem împreună și să rămânem împreună, măcar așa, în suflete. Și nu mai vorbesc mult, nu pot să continui ce a început Părintele, pentru că Părintele a și pus punct, a zis amin. A fost foarte bine ce a spus, mulțumim. Cuvintele și rugăciunea să rămână în sufletele noastre. Și acest moment, această slujbă, să fie un început pentru pregătirea pe care trebuie neapărat să o avem înainte de Paști. Întâi ne spălăm sufletelele, da? Și după aceea facem curat în casă, ne împodobim casa și ne îmbrăcăm ca să putem ciocni ouăle de Paști și să mâncăm cum ne place nouă așa la român, da? Dar înainte de aceasta insist și vă rog să ne pregătim sufletele. Altfel nu putem să spunem Hristos a înviat. Cu ce ocazie ești astăzi aici și ce anume ai simțit în urma acestei activități atât de frumoase? Ia spune-mi tu, pentru ce ai venit astăzi aici? Să ajut acești copii să văd cum se sfințește școala și să particip la o activitate. La o altfel de activitate. La o altfel de oră de religie, de, da? Da. Te-am văzut foarte nerăbdător. Ce ai simțit în acele momente în care Părintele făcea acolo toate acele lucruri minunate? Ce ai simțit așa, sincer? Am simțit o mare bucurie și fericire. Și fericire. Cu siguranță aceasta este prezența lui Dumnezeu în sufletele noastre, da? Da. Vrei să ne mai spui ceva? Da. Ceilalți colegi ai mei nu vin pentru că ei sunt la școală deja. Fac ore astăzi, da? Da, și au alte activități. Și de la ce clasă ești? Întâi, clasa întâi, de la școala CNCN, Ailinca e
doamna învățătoare, Ailinca Elena, este mesagerul clasei 1-a, unde reprezintă această clasă. Colegii lui n-au putut veni, că au astăzi o altă activitate, dar doamna profesoară Ailinca Elena s-a implicat și ne-a ajutat ca toate aceste bunătăți să fie în rândurile copiilor, da? Da? Mulțumim mult. Ne spui și cum te cheamă, că uite, colegii te cunosc, dar ceilalți care o să te vadă, cum te cheamă și... Mă cheamă Bobu Darius Andrei. Vreau să mulțumesc și eu invitației de a fi astăzi prezentă la un moment emoționant și plin de importanță pentru toți creștinii până la urmă. Noi am fost invitați de doamna profesoară de religie de aici, din Școala Constantin Pufan, o instituție parteneră asociației noastre, care ne-a sprijinit în toți acești ani, găzduindu-ne sediul. Noi suntem la etajul 3 și fără sprijinul acestor oameni deosebiți, noi nu ne-am fi putut dezvolta atât de mult și nu am fi putut ajuta atâția copii. Slujba de astăzi e ca un balsam pentru suflet, pentru că noi cu toți avem nevoie la un moment dat să simțim poate mai mult decât în momentele normale ale zilei, să simțim acel ceva care vine dinspre sus, dinspre Dumnezeu. Pentru mine personal a fost un moment deosebit și le mulțumesc celor care au făcut posibil. Știu că puneți foarte mult suflet în tot ceea ce faceți și ați avut acum câteva zile o activitate foarte frumoasă. Am vrea foarte pe scurt să ne spuneți 2-3 cuvinte. A fost o activitate la fel foarte importantă pentru noi, a fost o zi specială, ziua de 2 aprilie, ziua internațională a conștientizării autismului și ne-am bucurat că am avut alături de noi parteneri de la Școala Constantin Pufan, prieteni dragi de la Colegiul Pedagogic, de la Grădinița Lizuca, Școala numărul 10, Școala numărul 17, Fast Track Kids, pentru că noi am vrut să transmitem mesajul nostru și să transformăm toți copiii în ambasadori ai copiilor cu autism, pentru că ei trebuie acceptați și integrați, începând cu grădinița și terminând cu liceul. Și de asta am prins în acest proiect instituții de învățământ, cât de la grădiniță, gimnaziu, școală specială, liceu și educație complementară. Vedem pentru ce sunteți voi astăzi aici. În primul rând am să vă rog să vă prezentați și cu mare bucurie să ne spuneți ce ați simțit și pentru ce ați venit astăzi. Eu mă numesc Crăciun Denisa și am venit astăzi aici să vedem agapa creștină. O agapă creștină? Dar ce este aceea, o agapă creștină? O sfințire a școlii. Nu neapărat a școlii, a casei, diferite locuri. Așa. Ce ai simțit prin participarea la această slujbă? Iubire față de Dumnezeu. Foarte frumos. Ne poți spune și tu câteva cuvințele? Da. Eu mă numesc Delia Mocanu Elena și vreau să spun că această agapă parcă m-a apropiat mai mult de Dumnezeu și mi-a dat o stare de bine și chiar aș vrea să mai particip la multe evenimente ca acestea. Bravo! Foarte frumos! Hai să vedem și altcineva. Cine vrea să ne mai vorbească? Mă numesc Ageroaie Robert Mihai și... am venit aici pentru a vedea agapa creștină și această activitate mi-a insuflat mânghierea Domnului Iisus Hristos și binecuvântarea Sfântului Duh. Și aș mai vrea să vin de un milion de ori la această activitate. Să facem o altfel de oră de religie, așa, să punem în practică ceea ce am învățat. Foarte frumoase cuvintele voastre. Cine vrea să ne mai zică două cuvințele? Hai! Eu mă numesc Lazar Mara Ioana și am venit aici ca să pot să văd cum se sfințește o școală și eu am simțit că Dumnezeu a coborât din cer și ne-a ascultat și a revărsat iubirea asupra noastră, asupra tuturor, da? Pentru că știm noi și am învățat că rugăciunea într-adevăr este un medicament pentru suflet, așa cum a spus și doamna profesoară de religie, da? De aici. Altcineva, ia să vedem cine vrea să mai vorbească. Hai! Eu mă numesc Fuica Andreea Teodora și am venit la această școală să văd cum se sfințește și să văd cum trece Dumnezeu pe aici la copii cu autism să-i ajute. Și cu deficiențe. De copii, dar și sunt tot copii? Și sunt tot copii al lui Dumnezeu, sunt tot copii normal ca și noi. Eu mă numesc Deceanu Alexia și am venit aici pentru că speram să fac un bine acestor copii
Și sper ca și această slujbă, ca zic așa, o să-i ajute să se vindece. Sunteți bunica unui copil de la Colegiul Național Costache Negri. Am să vă rog să ne spuneți două cuvinte pe scurt la evenimentul care s-a întâmplat astăzi aici. Ce ne puteți spune, ce ați simțit și cu ce gânduri ați venit? În primul rând să le dea bunul Dumnezeu sănătate cadrelor didactice, să poată să înțeleagă fiecare copil cu probleme din această școală. Eu am un nepoțel cu gradul 1 de handicap. Mai mult de atât, decât răbdare și harul Sfântului Duh să coboare peste această școală, aceste cadre didactice. Cu ce gânduri ați venit astăzi aici, în mijlocul acestor copii și alături de Dumnezeu, bineînțeles? Evident că am venit numai cu gânduri bune, pozitive. Am venit să fim un tot, să ne unim în rugăciune și să arătăm că suntem creștini, mai ales acum, iar că orele de religie, de educație civică, trebuie să se oglindească sub forma acestor fapte și mai puțin în scris și în pomenit din cărți. Faptele cred că trebuie să vorbească mai mult. Cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți, de aceea nu se rușinează să-i numească pe frați zicând, spune voi, fraților, numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda, și iarăși eu voi fi încrezător în el, și iarăși, iată, eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângele și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de aceasta, ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să-i zbăvească pe acei pe care frica morții ținea, pe robie toată viața. Căci, într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea, dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cerul iubit. Și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin.